decât să mă împac cu el, mai bine mor. Ați auzit vorba asta? Nu? O mai repet eu o dată. <coughs> decât să mă împac cu el, mai bine mor. Care e cealaltă? Mulțumesc, auziți. Decât cu el în cer, mai bine fără fără cer? Da. Cam păgân afirmația și prima și a doua. Sau, n-are ochi să mă vadă? N-are ochi să mă vadă? Da. Um. Toate afirmațiile acestea fac parte dintr-o anumită poziție pe care Lucifer a avut-o și care ține de decizia finală a cuiva de a nu moșteni caracterul Domnului Isus Hristos. Adică Satan a fost acela care a zis mai bine mor decât decât ce? Mai bine mor decât să îl iubesc pe Domnul Isus Hristos. Mai bine mor decât să mă întorc din calea mea. Mai bine și știa clar că nu, calea lui nu, nu, merge, nu merge bine. Adică îi se demonstrase, îi se spusese, îi se argumentase. Uite, pas cu pas, fii atent! din punct de vedere emoțional, din punct de vedere a lucrurilor practice, filozofia ta, drumul tău pe care mergi, te va duce în mod regretabil și total, fără posibilitate să te mai întorci înapoi, la autodistrugere. Te distrugi pe tine, distrugi și pe alții. Și Satan a răspuns, nu-mi pasă. Mai bine mor decât să mă împac cu el. Mai bine mor, mai bine mor decât să moștenesc cerul, așa cum ați spus, și să fim împreună. Mai bine mor. Lucrul acesta are și o altă consecință. Că nu satan a zis să mor de unul singur. Satan a zis mor eu și iau cu mine cât pot de mulți. Cele două lucruri se leagă nu știu prin ce mecanism. Poate că aș putea să le găsesc cu o logică, dar eu cred că mai degrabă n-ar trebui să căutăm să le găsim o logică, pentru că sunt, ilo... sunt... legătura este ilogică. Că adică vreau să iau și pe alții cu mine, nu pentru că am un motiv, am vreo explicație, am vreo logică. Vreau să îi distrug pe cât mai mulți, ilogic, o nebunie cumplită. Mă uit în Sfânta Scriptură și mă uimește un lucru. Mă uimește că în Biserica Primară, pentru prima dată în istoria mai încoace spre noi, poate că o fi fost și altă dată, dar prima dată în istoria cunoscută de noi, și când mă gândesc și în Vechiul Testament, pentru prima dată am găsit oameni care să -i intereseze un lucru, și anume să intereseze fratele lor, să intereseze binele comun, să intereseze să meargă bine la toți. Mulțumesc, la toți, biserica, pentru prima dată. Și asta o găsesc la început, atunci când zicea că își luau pâinea și o împărțeau între ei, își frângeau pâinea unul la altuia. Acolo când zicea că, -ne, dacă aveai un ogor, ceva în plus, de drag îl vindeau pentru că avea nevoie. Cine avea nevoie? Nu știu. Aveau nevoie alții de banii lor? Da. Vreau să vă întreb așa, că foarte multă vreme, noi venim din comunism. Și foarte multă vreme cei de acolo spuneau că ăsta e un fel de comunism, da, biblic. Vreau să vă întreb, are ceva de a face cu comunismul? Spune că banii îi luau și îi punea unde? Nu la picioarele săracilor. Zicea că banii erau luați și erau puși la picioarele apostolilor. Banii erau oferiți credinței, cauzei lui Dumnezeu, lucrării lui Isus Hristos. Nu erau pentru cauza săracilor, nici pentru liberation theology, pentru lucrare de eliberare, nici pentru social justice. Nu, nu era pentru nimic din toate astea. Pentru dreptate socială. Erau dați acolo pentru ca Dumnezeu să-și facă lucrarea și dacă lucrarea lui Dumnezeu însemna la un moment dat să-i ajute și pe orfani și pe văduve în necazurile lor, pentru că asta este religia adevărată, cum spune Sfânta Scriptură, atunci ei făceau și lucrul ăsta. Dar nu. Ceea ce s-a întâmplat acolo n-a fost comunism Ceea ce a fost acolo a fost lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu care i-a făcut pe oameni atât de fericiți, atât de plini de binecuvântări, încât nu le trebuia mai mult. Încât reușeau, reușeau să facă ceva pentru ca viziunea aceasta a împărăției lui Dumnezeu să strălucească și peste alții. Cu alte cuvinte, cât de mult ar trebui să ne pese nouă ca în Biserica lui Isus Hristos să nu se frângă inimi, ci să se frângă doar pâine. Cât de mult ar trebui să ne pese ca în Biserica lui Isus Hristos să nu rănim pe nimeni ci doar să zidim cu ajutorul lui Isus Hristos. Cât de, cât de mult ar trebui să ne pese? Cât de mult ar trebui să ne pese să nu spunem nicio vorbă rea în urma căreia să fie lovit unul dintre acești micuți, spune Domnul Isus Hristos. Acești micuți și Micuții erau plăpânzi, erau mici, erau copii în credință. Și spune, niciunul dintre aceștia să nu fie răniți. Și dacă cumva vreunul dintre acești mici plânge și dacă vreunul dintre acești micuți nu mai vine la biserică și dacă unul dintre acești micuți suferă din cauza unuia, câți împăciuitori Câți oameni care au viziunea aceasta a bisericii întregi se găsesc într-o comunitate în așa fel încât să se ridice și să se ducă acolo pentru a mângâia, pentru a lina, pentru a tămădui rănile, pentru a aduna la o parte, pentru, la o altă, iertați-mă, pentru ca trupul lui Isus Hristos să nu sufere. Să te, să te intereseze trupul lui Hristos. Trupul lui Hristos, nu să -mi meargă mie bine. Nu. Cine a lipsit astăzi de la Biserică dintre frații mei și frații tăi și surorile noastre? Cine a lipsit? Cine n-a venit? Cine a fost mai bolnav? Cine a suferit? Cine știe? Cine știe? cineva mi-a zis diaconi. Dar așa e. Pentru că în Biserica lui Isus Hristos, diaconii sunt aceia care sunt slujitorii tuturor, sunt albinele acelea lucrătoare, care întrețin prin, prin toată activitatea lor bunul mers al întregului stup. Um. Uneori mi se pare că a lucra pur și simplu pentru altcineva nu-i deloc prea strălucit, ci e puțin înjositor, dar vreau să înțelegem, este singura șansă de a semăna cu Domnul Iisus Hristos. Să lucrăm pentru alții ca și Iisus Hristos. Um. În Luca, Evanghelia după Luca, capitolul 18, versetul 27, Domnul Iisus Hristos răspunde la întrebarea atunci cine poate să fie mântuit? Și mântuitorul spune ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Decât să mă împac cu El, mai bine, mai bine mor. Nu-i cu putință, așa Ce nu-i cu putință la oameni. E cu putință la Dumnezeu. Și, frații mei, lucrurile astea se întâmplă... Au au zonele lor de maximă intensitate. Cu cât ești mai aproape de un om, cu atât e mai teribilă această afirmație, și anume: decât să mă împac cu el, vă dați seama ce înseamnă dacă lucrul ăsta îl spune un soț vis-a-vis -vis de soția lui? o soție, vis-a-vis -vis de soțul ei, decât să mă împac? Ne dăm seama că lucrurile acestea sunt extrem de dureroase atunci când au loc în poporul lui Dumnezeu. Dacă lucrul ăsta se întâmplă pe stradă, mai merge. Dar cum să se întâmple lucrul ăsta în Biserica lui Dumnezeu? Cum să întinzi mâna unui frate sau unei surori ale tale și să rămâi cu ea în aer? Sau ea să-ți întinde mâna și tu să o lași cu mâna întinsă? Cum e posibil în poporul lui Dumnezeu? Sigur, încă o dată, pe stradă se poate. În biserică nu se poate. În familie nu se poate. Între un părinte și un copil nu se poate. Cu toate acestea aici sunt problemele cele mai mari. Pentru că bătălia este extrem de intensă aici. Cum vă explicați textul biblic care spune copiii vor da la moarte pe părinții lor? Iar părinții vor face aceeași cu copiilor. Cum e posibil? De unde și până unde apare tensiunea aceasta atât de cumplită între o generație și alta, acolo unde ar trebui să fie iubirea cea mai mare, acolo unde ar trebui să fie legătura cea mai puternică. Zice cuvântul lui Dumnezeu că în zilele din urmă la sfârșit, când se va termina totul, se va epuiza și iubirea. Se va termina și iubirea. Se va termina iubirea și atunci se va întâmpla așa. Bătălia este ca Satan să aducă acolo unde ar trebui să fie cel mai frumos, să fie cea mai mare iubire, să fie cea mai strălucitoare armonie, acolo să fie aduse tragediile cele mai mari. Rămân încă la acei creștini pe care Dumnezeu îi numește fiii săi. Se vor numi fii ai lui Dumnezeu. Cine sunt aceștia? Vă amintiți? Cei împăciuitori. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu. De ce Domnul Iisus Hristos în această fericire face ca unul care eu știu, aduce împăcare să fie numit Fiul lui Dumnezeu. Adică unde e legătura? Adică de ce împăciuitorul este Fiul lui Dumnezeu? Din ce cauză? mă puteți ajuta? De ce fiul lui Dumnezeu un împăciuitor? Nu s-a zis vor fi fiai lui Dumnezeu cei cu inima curată. Nu s-a zis cei milostivi, nu s-a zis cei blânzi, nu. A zis cei împăciuitori vor fi chemați fi ai lui Dumnezeu și este un rost, este o, 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 motivație, o logică aici. De ce împăciuitorul este chemat, este numit fiul lui Dumnezeu? Din ce cauză? Poftiți! Frate Stelian. Asta e. Domnul Isus Hristos a fost numit Fiul lui Dumnezeu și El ne-a împăcat cu Dumnezeu. El a venit aici să ne împace. El a venit aici nu numai să ne câștige. El n-a venit aici să ne, să ne oblige să mergem la Dumnezeu. Nu ne-a dat o mântuire dacă n-am dorit-o. Nu, El în primul rând ne-a împăcat pe noi cu Dumnezeu. Noi ăștia care fugeam de Dumnezeu, ne ascundeam de Dumnezeu, ne era frică de Dumnezeu. Aveam impresia că Dumnezeu este ceva ce nu ne trebuie și împotriva noastră. Ei bine, noi am fost împăcați cu Dumnezeu. Cum a făcut-o? Cum a făcut-o? care până ieri fugeai de Dumnezeu să nu-l vezi, care până ieri nu-ți plăcea de Dumnezeu de niciun fel, care până ieri avea impresia că dacă te întâlnești cu Dumnezeu, Dumnezeu îți strică viața. Dintr-o dată, dintr-o dată, El a făcut în așa fel încât toate lucrurile astea care stăteau ca un zid de despărțire între noi și El au fost date la o parte și am început să vedem în Dumnezeu. Orice dar de săvârșit, orice lucru bun se coboară de sus, de la Dumnezeu, de la Tatăl Luminilor, în care nu este nicio schimbare, nici umbră de mutare. Am început să vedem în Dumnezeu fericirea noastră, desfătarea noastră. Cum s-a întâmplat lucrul ăsta? Schimbarea asta dintr-o dată? Cum s-a putut face? Asta este bariera pe care nu poate să o treacă un om de pe stradă, în general. Dacă, dacă toată lumea nu este în biserică, ci este în afara bisericii, este datorită faptului că aproape toată lumea gândește că Dumnezeu este vrăjmașul lor. Aproape toată lumea crede că a veni la Dumnezeu înseamnă să-ți pierzi fericirea. Asta lângă Dumnezeu înseamnă să te autocondamni la o viață imposibil de trăit și așa mai departe. Și din cauza asta, majoritatea oamenilor nu vor. Și dintr-o dată mă întorc la aceeași idee. Împăcarea noastră cu Dumnezeu a constat în a da toate astea la o parte. Și Biserica lui Dumnezeu și viața de credință a început să fie. Frumoasă, curată, slăvită, binecuvântată, dorită, căutată. Cum e posibil? asta? Vedeți, asta înseamnă a împăca pe cineva. A împăca pe cineva cu altcineva nu înseamnă doar să-l oblici cumva, să zic că bine, te-am iertat și te iert. Așa, două vorbe spuse de pe vârful buzelor. Nu despre asta este vorba. Este vorba de schimbarea întregului concept care a dus la ceartă, la vrăjmășie, la probleme. Schimbarea tot. Numai așa poți să fii împăcat. Altfel, vei fi un certat care trece pe lângă fratele său și nu se mai luptă cu fratele său. Deci un certat care nu se mai luptă cu fratele său, atât. Dar cearta din interior nu se termină. Nu se termină. Avem nevoie de mai mult decât două vorbe. Repet, avem nevoie de schimbarea întregii noastre perspective. Se poate? Când ai supărat cu cineva, Aș vrea să te întreb, îți iei timp să vezi ce se întâmplă? Îți iei timp să încerci să vezi care sunt lucrurile care s-au stricat? Pentru că nu s-a stricat doar datorită a două vorbe. Să vezi toate lucrurile care s-au stricat și care, în stricarea lor, au condus la. Război. Îți pui genunchiul jos să ceri înțelepciune ca să poți să găsești secretul împăcării, să vezi unde trebuie să te duci, să schimbi lucrurile. Împăcarea înseamnă capacitatea cuiva de a iubi. Cei împăciitori sunt oamenii aceia care, în ciuda conflictului, reușesc să iubească. Cei împăcitori sunt aceia care nu știu să se certe, de fapt. Se, pot, se poate certa o lume întreagă cu ei, dar ei nu pot să-și permită să se certe. Nu știu câți dintre dumneavoastră a fost aici vineri seara. Vineri seara... Am vorbit despre faptul că un credincios nu se poate certa niciodată ca un necredincios. Niciodată. Și asta scrie în Scriptură. În Iuda, mi se spune că atunci când se certa Mihail cu Satan pe trupul lui Moise, deci Haideți să înțelegem. Era vorba de o ceartă, așa este? În ceartă trebuie să fie, sau în cadrul unei certe, trebuie să fie doi oameni care să agreseze. Corect? Se certau amândoi. Se certa, Satan era de -o parte și de partea cealaltă cine era? Îngerul Mihail, versetul 9. Se spune că Arhanghelul Mihail se împotrivea deavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise. Cu toate acestea, nu știu cum a vorbit Satan, nu știu ce a spus Satan, dar știu un lucru, că Mihail, care este prototipul omului credinței, n-a îndrăznit să rostească o judecată de ocară și doar a zis: "Domnul să mustre, Atât. Iar cu alte ocazii, a zis Domnul să te mustre, satan. Asta este toată cearta Arhanghelului Mihail. Asta este toată cearta unui creștin. Dacă trecem peste așa ceva, tot ceea ce trece peste asta vine de la cel rău. Vă rog frumos, haideți să ne rugăm Domnului să ne aducem aminte de asta la prima ceartă. Bine? La prima ceartă să ne aducem aminte de lucrul ăsta. Și să spunem doar atât. Domnul să te mustre. Nimic mai mult. Nimic mai altfel. Îl zice aici nu și-a sau n-a îndrăznit nu și-a permis. Haideți să nu îndrăznim mai mult. În minutele care ne urmează, aș vrea să trecem la două ilustrații extraordinar de frumoase în legătură cu împăcarea. Poate că vom învăța ceva din treaba asta. Poate că vom învăța puțin resursele împăcării unui creștin. Și cum este aproape de așteptat, Cazurile majore sunt în Vechiul Testament. Din cauza asta vă voi invita în Geneza, acolo unde e vorba de Iacov. Și. Aș vrea să-l definez puțin pe Iacov. Iacov se apropie foarte mult de neliniștea noastră spirituală. Textul spune așa, Dumnezeu îi spune lui Iacov, zice, tu te-ai luptat cu. Dumnezeu și cu oamenii. <laughs> a mai rămas cineva cu care să nu se fi luptat Iacob? Da sau nu? S-a luptat cu toată lumea. Cu toată lumea. Cu Dumnezeu, cu oamenii, cu toți. Există o, un talent, aproape o înclinație a unora dintre noi ca să fie împotriva întregii lumii. Așa ne-am născut, așa ne-i firea. Poate că așa ne-am educat. Să fim mereu contra. Merge lumea într-o direcție, eu întotdeauna merg împotrivă. S-a schimbat lumea, merg împotrivă, merg în partea cealaltă. Orice s-ar întâmpla împotriva întregii lumii. Neliniștea asta extraordinară se pare că i-a aparținut lui Iacov până la un anumit moment. Și Dumnezeu o recunoaște și spune, tu te-ai luptat cu toată lumea. sigur, război e război. Nici el nu a fost cruțat. La ban, spre exemplu, i-a schimbat simbria de câte ori? Poftim, 10 ori. Dar nu-i ușor să schimb. să-și bate cineva joc de tine. Folosesc expre cuvântul ăsta. Să-și bate cineva joc de tine, schimbându-ți simbria ca să câștige el. Vizibil, ca să câștige el. Adică patronul îți schimbă simbria de 10 ori ca să câștige el. Vreau să vă întreb cât ai suporta. Adică, de asemenea, vreau să spun că nu cred că noi am fi mai buni ca Iacov. Dacă a fi în situația lui, dacă ai fi angajat la o firmă să schimbe simbria de 10 ori, vizibil pentru ca să câștige patronul și firma împotriva ta, tăindu ți procentul mereu și mereu, nu știu dacă, până la urmă, creștinismul nostru ar ține foarte mult. Am zice domnul să te mustre? Am zice? Da. Um. vedeți probabil că de-aia Iacov pleacă și primul tablou este momentul când pleacă de la, de, la, de la Laban Geneza 31 pleacă de la Laban și în momentul când pleacă de la Laban pleacă pentru ca Laban să nu fie acolo pentru că din punctul ăsta de vedere psihologic Observ că lui Iacov îi este frică de la ban. Adică atât de mult se, se folosește astăzi. L-a abuzat la ban încât în momentul ăsta el nu poate să ia o decizie normală pentru sine în prezența lui Laban. Vrea ca la ban să nu fie acolo. De asemenea, situație foarte comună <coughs> între noi. Versetul 31 este momentul în care Iacov își explică poziția sa. Spune așa. Am fugit fiindcă mi-era frică, gândindu-mă că poate îmi vei lua înapoi fetele tale. Frică. Dar nu frică atât de mult și atât de puternică încât la un moment dat să nu-i spună versetul 36. Care e nelegiuirea mea? Care este păcatul meu de mă urmărești cu atâta înverșunare? Mi-ai scormonit toate lucrurile și ce ai găsit din lucrurile din casa ta? Observați un lucru aici. la Laban a venit ca să-și caute idolii sau Dumnezeii. Dar Iacov spune, tu când ai căutat în toată tabăra, prin toate lucrurile, tu ai căutat vreunul din lucrurile tale. Adică dacă n-a găsit idolii, dar dacă ar fi găsit, eu știu, o unghiță de pescuit care a lui Laban, care ar fi fost rezultatul? Laban ar fi zis, ești un hoț și așa mai departe. Lucrurile ar fi explodat, ar fi explodat pur și simplu. Interesant este că în urma a controlului taberei n-a găsit niciunul dintre lucrurile care să-i fie aparținut. Asta vorbește foarte mult despre curăția lui Iacov. Vreau să înțelegem că pentru a ajunge la împăcare noi avem nevoie de conștiință curată. Noi nu ne putem împăca dacă conștiința noastră ne mustă de vreunul dintre lucruri. Nu ne putem împăca. Din cauza asta Dumnezeu vorbește că înainte de împăcare trebuie să te duci să dai înapoi lucrurile, să dai împătrit, să rezolvi lucrurile. Nu? Încă o dată, împăcarea nu se face cu un simplu iartă-mă. Împăcarea se face cu... Cum se numește? Când dai înapoi. Cu... Să-i zicem restituire, da? Dar în orice caz, cu acoperirea completă, acoperirea completă a daunelor. Imaginează-ți că ai luat împrumut de la cineva o sumă mare de bani și după o vreme îi spui, te rog frumos, iartă-mă. Da? Îi spui, te rog frumos, iartă-mă. Și omul zice, iartă-mă că așa scrie în Scriptură să mă ierți. Dacă nu-i dau bani înapoi, cum se numește? Cum se numește dacă nu-i dau bani înapoi? Furt. Eu mă duc în cer iertare dacă nu dau bani înapoi, se numește furt. Și pe fondul acesta, pe fondul acesta al faptului că sunt hoț, caracterul meu nu poate beneficia de iertare până când nu iese din zona asta de hoț. sunt iertați hoții pocăiți. Sunt iertați mincinoșii pocăiți. Sunt iertați oamenii care se pocăiesc. Dar pentru ca să fii pocăit, trebuie să dai înapoi. E legea lui Dumnezeu. A dat înapoi. Domnul Iisus Hristos, când ne-a răscumpărat, când ne-a luat din felul nostru de șer de viețuire, El nu doar ne-a luat. Domnul Iisus Hristos a plătit, ne-a răscumpărat. Nu era nimeni care să-i ceară Domnului Iisus Hristos plată, pentru că nu era nimeni mai mare decât El. Domnul Iisus Hristos nu era îndatorat nimănui. Dar ideea în sine a trebuit să acopere tot, toată dauna și toate problemele făcute de păcat, sub orice formă. E datoria noastră. Ține de cum până a conștiinței noastre ca la un moment dat viața noastră să ne fie curată și apoi să cerem împăcare. Aduceți-vă aminte de Zacheu, aduceți-vă aminte de oricine, aduceți-vă aminte de oameni care cu conștiința curată, cu bucurie, vreau să dau înapoi. Ăsta-i prețul împăcării. Plătesc cu tot, pentru că împăcarea e mai scumpă decât tot ceea ce eu pot câștiga din neîmpăcare. Împăcarea e mai scumpă. Dau tot. Zacheu a spus clar. Voi da împătrit. De patru ori. Noi suntem foarte critici cu cei din vechime. Deoarece n-am auzit, sincer să vă spun, n-am auzit pe cineva să spună, îți dau înapoi împătrit. Eventual a zis, îți dau înapoi cât îți datorez. Dar să-ți dau înapoi împătrit, eu n-am auzit. Um, și apoi, nu știu dacă ați observat, dar Iacob vorbește lui Laban și îi spune, să judece Domnul între mine și tine. Și auziți povestea. La ban care spune... M-a oprit Domnul să spun nici o vorbă rea față de tine. Spuneți-mi, vă rog, cine a produs împăcarea? Dumnezeu. Fraților, noi ne împăcăm unii pe alții, sau nu unii cu alții, dar vorbele nu se termină. Nu se termină niciodată. A, ah, păi mi-am cerut iertare, dar să vezi. Lasă-mă că știu eu cum ești. Să vezi. Și vorbele se duc. Observați unde lucrează Dumnezeu. Dumnezeu nu lucrează doar la faptul că la ban a făcut un legământ cu Iacov acolo pe mărturia sau movila mărturiei lor. Nu, nu, nu asta e tot. Dumnezeu a vers, m-a mers mai departe și a zis, știi ce? Gata! Aici se termină. Nici o vorbă să nu mai spui, auzi? Și tot neamul lui Laban de atunci încolo n-a mai vorbit de Iacob. Vreau să vă întreb, ar fi avut ceva de zis? De Iacob? După 20 de ani de stat la el acasă. Ar fi putut vorbi? După faptul că Iacob plecase de acolo când nu era el acasă, după faptul că fetele îi furase idolii, avea de spus: Dacă Dumnezeu nu oprește războiul, noi nu-l putem opri. Războiul între mine și fratele meu, între mine și sora mea, între. Nu putem opri războiul. Trebuie să-l oprească Dumnezeu. De aia, cei ce opresc războiul între doi frați în biserică, cei ce împacă oameni, ei nu lucrează cu psihologia umană. Ei nu sunt consilieri. Ei sunt oameni care lucrează cu Dumnezeu, care intervine între oameni și îi adună la oaltă. Călătoria aia lui Iacov a fost o călătorie extraordinară. A fost călătoria rezolvării tuturor problemelor lui. După ce a terminat cu Laban, tabloul 1, a urmat problema cu... Esau, tabloul 2? cu la ban plecase fără să-și rezolve problemele și din punctul ăsta de vedere oricine ar putea spune Iacob, n-ai procedat bine. A fost neînțelept faptul că ai plecat în felul acela. Iacob ar fi răspuns, da, dar mi era teamă. N-am putut altfel. Cine a rezolvat problema încă o dată? Dumnezeu. Iacov n-ar fi putut să o rezolve. Și apoi scapă de unul și de, de celălalt. Se apropie mai mult de casă. Trimite. Trimite. Eu știu. Soli. Și aude. Vedeți, se aștepta la așa ceva. Aude că fratele său vine înaintea lui însoțit de 400 de luptători. În tabăra lui, câți luptători să fi fost. Se apropie de el. 400 de luptători. Vi puteți imagina? Pe vremea aceea războaiele nu se purtau cu armate de milioane ca în ziua de astăzi. Erau lupte mari. Sigur că da. Dar 400 de oameni erau mult pentru vremea aceea. Esau era prin definiție un om extraordinar. Dar să te ferească cineva să-l fi mâniat. Asta e problema lui Esau. Seamănă cu creștinismul foarte mult. Foarte mulți creștini sunt așa, sunt oameni foarte buni. Păi vă aduceți aminte, vine Esau și spune Ce vrei mă, Iacov? Vrei dreptul de întâi născut? Ia-l mă ce mare lucru! Nu e bon om? Ia-l. Dreptul de întâi născut însemna că el sau ar fi trebuit să aibă două, două părți din averea tatălui său. Și el zice, nu am în nevoie. Vrei tu dreptul de întâi născut? Ia-l, mă ia două părți, ia trei părți, nu mă interesează. Cum vi se pare? Și ca să vedeți că tot așa este, sau mai târziu, când se întâlnește cu Iacov, Iacov îi spune, uite, ia de aici turme de oi, de capre, ia. Și el spune, nu-mi trebuie, am destul. Caracterul lui Esau e frumos. Nu, să nu credeți dumneavoastră că, că Isaac s-a îndrăgostit degeaba de Esau. Adică fiul favorit, când se ducea în stânga și în dreapta, era un fel de superstar în vremea de atunci. Se întorcea înapoi și spunea ce a realizat și făcuse lucruri mari. În termenii de astăzi am putea spune, începuse afaceri mult, la un nivel mult mai mare decât tatăl său, avea conexii, legături, de afaceri cu o mulțime de oameni putea la un moment dat să se ducă în stânga și în dreapta și să realizeze lucruri care altfel nu se realizau. Ăsta era sau. Caracter frumos. Dar să nu îl calci acolo unde îl doare. Câți dintre noi suntem așa? Câți dintre noi suntem așa? Și acum împăcarea Vine exact vis-a-vis -vis de faptul că te-a călcat acolo unde nu admiți să te a vreodată. Adică este punctul ăla nevralgic. Băi, n-ai putut să faci orice altceva, dar numai asta. Să știți, Satan ne cunoaște punctele nevralgice la fiecare. Ne cunoaște bătătura la fiecare. Și o păstrează pentru zilele de cernere. În zilele de cernere, acolo vom fi loviți. Acolo. În faptul că unii dintre noi suntem orgolioși, în faptul că unii dintre noi suntem mânioși, în faptul că unii dintre noi nu ne putem stăpâni și ne sare țandăra în așa fel încât după ce ți-a sărit țandăra timp de 5 minute, după aceea vorbești și nu știi ce ai vorbit. Adică fără control, și așa mai departe. Fiecare cu punctul nevralgic. Esau a fost lovit acolo în punctul nevralgic. Vine Iacob, vrea să se împace și Esau zice va plăti cu viața. Scurt. Vreau să vă întreb. Credeți că Esau a venit cu 400 de soldați doar pentru ca să facă o paradă militară până la Iacob și să se întoarcă înapoi? Hmm? O fim? Sau a fost hotărât. Așteptați în momentul ăsta ani de zile. Venirea lui Iacov înapoi pe teritoriul lui putea să fie considerat ca fiind de neiertat. Ca putea să fie considerat un gest de abuz. Iacov, ai făcut, ai plecat, stai acolo, dar nu veni înapoi pe teritoriul meu. Așa se gândea atunci. Așa se gândește și astăzi. Stai acolo, departe. S-a supărat frate cu frate? Da. Să stea acolo, departe. Dar să nu se întoarcă acasă. Să nu cumva să se întoarcă acasă. Să nu cumva să mă întâlnesc cu el. Câtă vreme stă acolo, nu mă duc să-i fac rău, nu mă duc peste el, dar să nu se întoarcă acasă. Dacă se întoarce acasă, de ce se întoarce acasă? Apropo, de ce s-a întors Iacov acasă? Cine l-a împăcat pe Iacov cu ESO? Geneza, capitolul 31, 32, 33. Sunt capitole care vorbesc despre împăcare. Spre exemplu, lupta lui Iacov cu îngerul și așa mai departe vorbește despre împăcare. Să știți că dacă vrem cu adevărat să ne împăcăm, noi va trebui să ne luptăm cu Dumnezeu înainte. Noi nu putem să mergem la împăcare în firea noastră, în egoismul nostru, așa cum suntem. Pentru că nu putem să facem împăcarea câte vreme nu suntem fi ai lui Dumnezeu. Iar pentru a fi al lui Dumnezeu trebuie să fii fiu al lui Dumnezeu, trebuie neapărat să ți se schimbe viața, caracterul, numele, tot, absolut tot să te transformi din Iacov în Israel, să te întâlnești cu Dumnezeu și să stea de vorbă cu Dumnezeu cu tine, să-ți întindă mâna și să spună, uite, numele meu este minunat, cum vrei să stai de vorbă cu Dumnezeu acolo și să pleci din locul rugăciunii de la Iaboc, să pleci cum? Cum? Poftiți? Să pleci, să pleci șchiopătând, frații. Este extrem de important să pleci șchiopătând, este extrem de important să nu pleci de acolo cu capul ridicat și plin de mândrie, este extrem de important să știi că pleci de acolo dependent de Dumnezeu, că nu mai ai absolut nicio șansă. Așa a plecat Iacov de acolo, cu piciorul după el. O pareză din aceea teribilă care îl făcea să-l doară piciorul de fiecare dată. Și în dimineața aceea îmi place foarte mult el și a rânduit tabăra cum și-au rânduit-o. Știți, da? am vorbit de mai multe ori lucrurile ăsta, dar după ce după Peniel, după ce l-a văzut fața lui Dumnezeu, după aceea Iacob uh, și-a organizat tabăra deci atunci și atunci și-a împărțit cu... cu uh, atunci a împărțit copiii între Leia, Rahela, cele două roabe, a pus în frunte roabele cu copiii lor, apoi Leia, apoi la urmă Rahela cu Iosif. Iar el a trecut înaintea lor. Ești gata de împăcare atunci când conștiința ți -e împăcată. Rețineți folosirea de două ore a cuvântului împăcare. Conștiință împăcată se duce la afigata la, la de împăcare. Dacă noi nu ne împăcăm, este datorită faptului că conștiința noastră nu e gata. Războiul din noi nu s-a încheiat. Și momentul următor, când apare sau, Vă aduceți aminte ce face Iacob? Nu știu dacă ați, ur ați urmărit. Dacă ați citit. Cu am... Poftiți? S-a aruncat cu fața la pământ de câte ori? De șapte ori. De la distanță, o dată, de două, de trei, e sau l-a văzut. Face tot ceea ce îi stă în putință să obțină împăcarea. Corect? El nu stă cu mâinile încrucișate să spună Ok, să mă ierte, hai! Nu! Noi facem asta! Iacob, care prețuia împăcarea, n-a făcut asta. A făcut tot ceea ce a stat în putință omenește. S-a pregătit pentru împăcare. A trimis înainte turme de animale pentru a îmbuna inima lui sau Ce a făcut sau cu ele? Poftiți? Zice că le-a trecut înapoi a lui. Ceea ce înseamnă că le-a luat, le-a confiscat. Una, două, tot ceea ce a trimis, toate darurile lui Iacob au fost confiscate de Esau. Era semn de rău, de război. Nimic nu îi îmbuna inima. După ce a făcut lucrul acesta, s-a plecat înaintea lui și a arătat dispoziția de a nu avea nicio pretenție și apoi când s-a ridicat de acolo, s-a dus înaintea lui Esau sau spre sau târându-se. E, e, foarte interesant. Dumnezeu a făcut în așa fel încât Iacob să nu mai poată să stea înaintea lui Esau în demnitatea înținută sau în mândria lui proprie. A trebuit să meargă sprijinându-se pe toiag. Și așa s-a dus înaintea lui rămâne în viața, rămâne în viața lui Iacov această sprijinire pe toiag un simbol etern. În, în Evrei, capitolul 11, se vorbește despre Iacob și spune așa, prin credință, versetul 21, Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif și s-a închinat, rezemat pe vârful Toiagului său. Rămâne Iacov așa, o viață întreagă. Cine era Toiagul? Rezemarea pe Toiag e, e profetică aici. Toiagul era Isus Hristos. El vine înaintea lui Esau, rezemat de Isus Hristos, sprijinindu-se pe Isus Hristos. Și Isus Hristos îl împacă. Nimeni nu l-ar fi putut da jos de pe cal pe Esau, nimeni decât Isus Hristos. Și Esau s-a dat jos de pe cal, a alergat la fratele său și a plâns pe grumazul. Întrebarea rămâne, Doamne, când s-a împăcat Esau cu Iacob? Când? Când s-au produs schimbările acelea teribile în viața lui Esau? Cine l-a schimbat pe Esau? Asta e împăcarea. Asta e împăcarea. Și răspunsul este simplu. Lupta cu Dumnezeu la părul lui Iacob, la părul lui Iaboc, iertați-mă, schimbă tot. Rugăciunea schimbă tot. Rugăciunea împacă pe oameni. Rugăciunea e apropie pe oameni. Iisus Hristos este acela care lucrează pe fondul acesta. Nu noi. Noi niciodată nu putem rezolva conflictele. Niciodată Iisus Hristos le rezolvă. Noi ne putem certa până la adânci bătrânețe, nu vom obține nimic. Veniți înaintea lui Isus Hristos cu familiile dumneavoastră care uneori se destramă. Veniți înaintea lui Isus Hristos cu bisericile dumneavoastră care se destramă. Veniți înaintea lui Isus Hristos cu propria persoană care uneori se destramă. Veniți înaintea lui Isus Hristos să împace El toate lucrurile și cele din cer și cele de pe pământ. Căci ce nu-i cu putință la oameni, e cu putință la Dumnezeu. Amin. Ferice de cei împăciuitori că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ne apropiem, Părinte, viața noastră de viața Ta. Ne apropiem neputința noastră de puterea Ta și Te rugăm, Doamne, Dă-ne Duhul Tău cel Sfânt ca să ne putem împăca cu Dumnezeu cu toată inima. Lucrează la curățirea conștiinței noastre. Împacă conștiința noastră cu Tine ca mai apoi să putem să fim liberi să ne împăcăm unii cu alții. Dă-ne, Doamne, atâta iubire încât să putem lucra împotriva propriilor noastre blocaje, împotriva neputințelor noastre, împotriva a ceea ce noi nu putem nici ierta, nici uita, nici iubi. Pă Doamne din noi, oameni noi, care să-ți semănăm și ceea ce nu-i cu putință la noi, să fie făcut desăvârșit prin puterea ta. Păi din poporul tău, din fiecare dintre noi, niște oameni ai păcii, ai împăcării. Ajută-ne, Doamne, să lucrăm pentru salvarea fraților și a surorilor noastre, pentru mântuirea lumii, pentru revenirea ta, pentru ca să coboare cerul pe pământ și să se împace lucrurile din cer cu cele de aici fă din noi copiii tăi, fiii tăi. Amin. Amin.